ce mai faci? Una dintre cele mai personale întrebări din istoria omenirii, probabil, ar fi trebuit să fie încoronată drept regina întrebărilor sau împărăteasa prieteniei. Ar trebui, când pui această întrebare, să te așezi comod, spre a auzi răspunsul care te interesează, dacă intenția ta n-ar fi doar un automatism relațional. Când colo, primești un bine, dar tu, care te ia pe nepregătite sau te pune în situația de a răspunde la fel de plat. Americanii au făcut din ea un salut, care ține loc de bună ziua și face reclamă unei prietenii care și-a ratat sensul. How are you? Good. And you? Nu mai e decât introducerea pentru o conversație ce va ajunge într-o cu totă altă direcție. Francezii și-au simplificat și ei relațiile sociale și rezolvă totul cu un ça va, la fel de vag, care primește la schimb un bien. Și desigur întrebarea, et toi? În realitate nimeni nu face bine și atât. Nici măcar good. Toți am avea de dat un răspuns lung, dacă am ști că interesează cu adevărat pe cineva ce mai facem. Toți am avea de spus o poveste despre noi. Dar cu cât crește numărul celor care ne întreabă ce mai facem, cu atât parcă se împuținează numărul celor dispuși să ne asculte. Tu ce mai faci? Ar trebui, într-o variantă romantică, să fie o întrebare adresată sufletului unui om drag, despre care vrei să știi cu adevărat cum îi merge, ce-l doare, ce-l frământă, ce probleme are, ce bucurii are de împărtășit. E una dintre puținele întrebări care ar trebui să fie așezonate cu o privire adâncă în ochii celuilalt și cu un timp anume dedicat răspunsului. E una dintre întrebările pe care mi-am dorit de multe ori să le adresez, cu sinceritate și curiozitate. Multora dintre personalitățile pe care le-am intervievat. Dar după criteriile jurnalismului profesionist, nu e o întrebare puternică. E mai degrabă una de încălzire, înainte să pornești camera de filmare sau reportofonul. Și totuși, întrebarea vine ca o mângâiere prin păr, când se întâlnesc două suflete ce nu s-au văzut de o vreme. Își recapătă valoarea și intimitatea când cei patru ochi care se privesc chiar caută nuanța răspunsului și știu să asculte. E întrebarea pe care îmi vine mai degrabă să o folosesc în loc de te iubesc și mi-e dor, căci mă simt mai puțin egoistă. Când îl întreb pe omul care ți-e cel mai drag ce mai face, ar trebui să știe că îți pasă cu adevărat și că vrei să știi detalii, nu șabloane. E ca și cum îi ceri permisiunea să te lase să intre în zona cea mai intimă a sentimentelor lui. Iar dacă nu-ți răspunde cu un bine sec, vei ști că te-ai lăsat. Nu e o vizită de lucru, nici de curtoazie. Nu intri nici să repari ceva, nici să propui planuri de viitor și nici să te afli în treabă. Intri ca să asculți, să privești și să fii un receptacul de care omul acela drag are nevoie. N-am idee de ce, dar oamenii care trăiesc mult împreună uită să se mai întrebe ce mai fac. Se trezesc unul lângă celălalt. Știu pe de rost ce mănâncă la micul dejun, ce muzică le place, când pleacă și când vin de la muncă. Unde le place în vacanță, dar nu mai știu ce mai fac. Târziu, când lucrurile nespuse și-au făcut cochilie, descoperă că celălalt face cu totul altceva decât părea a face. Și ar răspunde mai degrabă la întrebarea, tu cine ești? În loc să se întrebe seara ochi în ochi ce mai fac, cei mai mulți oameni își țin sufletele ferecate și mimează binele pe care îl anunță mereu. Sau sunt obsedați că fac rău și nu mai știu nici care e întrebarea, nici unde sunt ochii celuilalt, nici care ar fi răspunsul autentic. Propun reabilitarea întrebării, măcar acolo unde în suflete mai sunt răspunsuri calde pentru oameni dragi. Tu ce mai faci? Te pus pe gând. Niște răspunsuri. Mihaela Rădulescu.